urma fenomenelor meteorologice periculoase de aseară, pompierii militari din județul Vaslui au fost solicitați să intervină pentru degajarea acoperișurilor luate de vânt, precum și a arborilor prăbușiți pe șosea ori locuințe. Astfel, în municipiul Vaslui, pompierii au intervenit pentru degajarea acoperișului unui restaurant, acoperiș care a fost purtat de vânt peste 100 de metri. O parte din acoperiș a căzut peste o benzinărie, dărâmând un diesel tank și fisurând un rezervor încărcat cu 3 tone de GPL. Acoperișul căzut în perimetrul benzinăriei a avariat un autoturism și un stand self-wash. Cealaltă parte a acoperișului a căzut peste un autobuz în care se aflau 4 persoane. Persoanele aflate în interiorul mijlocului de transport în comun au fost evaluate, însă doar 2 dintre acestea au avut nevoie de prim ajutor. Ulterior, conducătorul autovehiculului și un pasager au fost transportați la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. În urmă cu aproximativ 10 minute a fost finalizată operațiunea de transvarzare a gazului petrolier lichefiat din rezervorul fisurat într-o cisternă. Tot în municipiul Vaslui, pompierii au intervenit pentru degajarea altor 2 acoperișuri, dar și pentru degajarea unor arbori care au blocat traficul pe străzile Castanilor, Vasile Alexandriei, Ioanese Adrian, Mareșal Constantin Prezan, Decebal, Ștefan cel Mare și Strada Traian. Pompierii au fost solicitați să intervină și în localitățile Mărășeni, Ivănești, Uș, Buhăiești și Vinețești pentru degajarea unor arbori căzuți pe carosabil. Pe timpul furtunii, de aseară, pompierii din cadrul secției Uș au intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință din localitatea Berezeni, comuna Berezeni, precum și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată din localitatea Vinețești, comuna Oltenești. Da.